Și n-aș vrea să mi se spună mereu că sunt Gică contra. Sunt George, dar nu contra. E bine să avem proprietatea termenilor. Și conferința din seara asta nu se spune arta poetică sau arta cuvântului la Eminescu. Spune Eminescu tăinuit de splendoarea limbii române. Eminescu este inclus în această limbă și poate că în numele termenilor folosiți trebuie să vorbim ceva mai mult despre splendoarea limbii române, despre potențialitățile lui ei. Domnul profesor Crișan, îi sunt recunoscător pentru comunicare, eu plec de aici îmbogățit și îmbogățit teribil, în ceea ce privește gândirea filozofică a lui Eminescu. Într-adevăr, Eminescu îl știam, îl recunoșteam și eu ca fiind un îngânfat, e termenul domnului profesor. El știa să considera alături de primii 5-6 poeți ai lumii, Kalidasa, Firdusi și așa mai departe. Dar noi trebuie să mai facem încă un pas. Tot domnul profesor Cristian Crăciun. Așa. Ne spune că Eminescu a scos la lumină energiile cuvântului românesc, că poetul stăpânește aceste cuvinte și este capabil să ni le arate. Dar asta înseamnă, într-adevăr, este creator de limbă, dar asta înseamnă că aceste energii existau în limba română, preexistau în limba română. Și atunci întrebarea este, până la urmă, ce este limba română? De ce este splendoare? Că l-a scos pe Eminescu la lumină, că l-a tăinuit pe Eminescu, da, mii de ani au trecut de limba română pentru ca să se nască un Eminescu care să valorifice limba română. Și despre limba română a vorbit foarte frumos Mircea Vulcănescu, a vorbit de la Păltiniș, Constantin Noica. Domnul academician Alexandru Surdu spune în termeni tranșanți, limba română este limba care permite cele mai fine exprimări de teologie. Și atunci ce este totuși? De ce totuși această limba română? Că trebuie să învețe diaspora să învețe românește? Diaspora trebuie să învețe întreaga lume românește. Și am să vă spun de ce. Ultimul meu articol apărut de Crăciun în revista Univers Strategic, o revistă deținută, se intitulează așa: Originea valahică a Europei, idealul public al românilor de pretutindeni. Este în ultimul număr, la pagina 209, deci numărul 40, pagina 209 din Univers Strategic. Se poate citi. Da. Și acum, domnul George, vă invităm alături de domnul Crăciun, când facem despre limbă special. Acum așteaptă Alvaru. Deci, numai atâta vreau să spun de ce limba română este totuși, reprezintă ceva cu totul special. Haideți că, după Alvaru, vă dau din nou cuvântul. Să trăiți, să rămână. Bine.